Numeroase autospeciale au intervenit marți seară în stingerea unui incendiu care a izbucnit pe muntele Pietricica în Piatra Neamț. Este vorba despre flăcări care au izbucnit la vegetație uscată. Din cauza că flăcările se manifestau pe o suprafață mare, exista posibilitatea de a se propaga la mai multe locuințe, la mănăstirea Pietricica și la fondul forestier. Pentru lichidarea flăcărilor au intervenit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț cu 8 autospeciale de stingere, 7 autoturisme de serviciu, 2 microbuze cu 147 de militari. Au venit în ajutor și cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași cu 2 autospeciale de stingere cu 7 militari, 45 de lucrători de la Direcția Silvică, de la Ocoalele Silvice, de la Vaduri, Gârcina și Roznov, dar și 25 de angajați de la Primăria Piatra Neamț, dar și foarte mulți voluntari. De asemenea, în sprijin au intervenit și forțe și mijloace de la Inspectoratul de Poliție Județean, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi și Poliția Locală. Flăcările au mistuit vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare, fiind lichidate după aproximativ 3 ore. În această seară au rămas pentru supravegherea zonei 2 echipaje de pompieri cu 2 autospeciale de stingere din cadrul detașamentului Piatra Neamț și 8 lucrători de la Ocolul Silvic Vaduri, au transmis cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Până acum, cauza probabilă de producerea incendiului nu a fost declarată, aceasta fiind în curs de stabilire.